După ce Constantin Budescu a fost taxat de patronul Ioan Nicolae, golgheterul Astrei a fost criticat și de antrenorul Daniel Isăilă, care nu este de acord cu reacțiile lui, dar îl înțelege și acuză un grup de suporteri ai Astrei că provoacă asemenea scandaluri. Am avut o ieșire care nu pot să fiu de acord, necontrolată, însă pot să-l înțeleg pe undeva pentru că știu ce se întâmplă în spatele băncii de rezerve. De la începutul campionatului este un grup de suporteri care, din primul până în ultimul minut, indiferent de joc, de rezultat, îl înjură în continuu. Îl înjură pe Budescu, mă înjură pe mine, pe domnul Dinu. Budescu a explicat care a fost motivul pentru care a fost nervos și s-a scuzat față de suporterii echipei. La fiecare meci sunt 2-3 spectatori care vin și înjură din minutul 2. N-am făcut bine ce am făcut. Îmi cer scuză față de ceilalți spectatori din tribună care m-au văzut. Constantin Budescu va lipsi cel mai probabil din meciul cu Petrolul, însă Daniel Isăilă este rezervat în privința asta. În mod sigur, o parte din sancțiune va fi de ordin financiar. Va fi pecuniară. Aia, dar dacă va absenta de pe teren sau nu, va fi în funcție de ce voi decide eu, jucătorii care vor merita să fie pe teren, în funcție de randament.